noastră, să ne prezinți o legendă, ca să spun așa, japoneză, și anume o Toyota Supra MK4. MK4, da. Da, codul A80 parcă, nu? Da, A80. Spune, Marius, ce te-a determinat în primul rând să-mi cumperi o japoneză? De când eram copil, mi-au plăcut japonezele. Prima oară Skyline-ul, de ăla am aflat. Toată lumea din filme, nu? Da, normal. NFS-ul? NFS-ul, dar nu mai știu care. Sincer, știu că Skyline-ul merge mai încolo de NFS. După care am aflat de Supra. Când a apărut Fast and Furious, eu eram încă copil. Nu aveam treabă, nu știam ce e aia mașină. Păi să știi că mașina asta, și acum la volan, parcă îmi dă așa puțin senzația de Fast and Furious, de NFS, de chestii de astea. Deci fără să vrei, mă uit la ea și e plină pe aici de ceasuri, de... Da. Spune, cum ai achiziționat una mașina? De unde ai luat-o? Cum ai găsit-o? Pune puțin povestea. Am căutat pe tot felul de site-uri de mașini rulate în Europa, da? Căutând special Supra, și am ajuns pe un site care nu era tocmai cunoscut, să zic așa, un eBay al germanilor. Am înțeles, da. Acolo ai găsit-o, nu? Da. Ai luat legătura? Am luat legătura cu băiatul, am fost la el, am văzut mașina, i-am făcut și o inspecție la TUV, să fiu sigur că e ok. Ai venit pe rost cu ea? Da, am venit pe rost. Am înțeles de la tine. Da. Foarte tare. Cum s-a comportat mașina, ok? Extraordinar. Fără... Țin de la început să spun că mașina asta atrage, în primul rând, că e o Supra, clar atrage primit, și în al doilea rând, cauza culorii. Da. Și au o culoare deosebită pe mașină. Văd că și interiorul inclusiv a fost obțit. Da. De obicei la Supra plasticul ăsta vine vopsit în culoarea caroseriei. Deci ne-a vopsit mașina, a făcut să facă exact cum trebuia. Mașina în continuare este practic GDM, cum spune, nu? Și da. Abandonă stima că e volan pe dreapta. Da. Și o Supra așa cum trebuie. Ce motor e mașina? 3000? 3620 de cai. Da. Tracțiune doar pe roțile spate, nu? Da. Am înțeles. Cutia este în 4 trepte. 4 trepte. Și mi-ai spus ceva de un buton de overdrive, nu? Da, butonul de overdrive. Să le spunem și oamenilor ce înseamnă, adică... Aici jos, când este apăsat, mașina nu intră în viteza a treia... A patra. A patra. Nu intră în viteza a patra, ca să nu... Am înțeles. ...buzeze ambreiajul. Practic, în oraș, la cât se turează mașina asta, cred că nici n-ai avea nevoie mai mult de a treia. În principal da, dar în caz că intră ea într-a patra, după aia când apeși accelerația, intră înapoi într-a treia și se uzează aiurea. Am înțeles, și odată apăsat, când ea retrogradează, înapoi în a treia, ea trebuie să apeși sau rămâne activată? Nu, 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 când e apăsat, ea clar nu mai intră într-a patra, după care dacă ea este într-a patra și apeși, coboară. Am înțeles, uitam că unghiul e destul de mic, da. Întorci foarte larg mașina. Și body kit-ul ăsta, poți să-mi spui ceva despre el? E foarte impresionant, adică mașina... Noi am postat printre primii poza, ca să zic așa, cu mașina asta pe internet. Și asta a tras la ea cel mai mult. Body kit-ul în primul rând și culoarea în al doilea rând. E white body kit de Supra, luat de pe internet, nu este custom made. Acum e foarte frumos, foarte frumos. Scaunele, toate sparcul, foarte bine. Da. Susținere laterală, absolut totul. Tu le-ai montat sau așa au venit? Nu, au venit pe mașină. Volanul de la Momo. Da. Poți să ne spui puțin despre ceasurile astea de aici din bord? Ce ne prezintă? Asta a fost pe amperajul de la baterie, nu? Amperajul, da, de la baterie. Temperatura la apă? Temperatura apă. Aici este vacuumul, presiunea la ulei și temperatura la ulei. Am înțeles, ele așa vin pe orice Supra, nu? Nu, nu, nu. Sunt $150 bucata. Am înțeles. Asta e. Am înțeles de la tine că ai vrea să-i pui și urmează un turbo, nu? Da. Trebuie. Băi, la cum se aude acum mașina asta? Bine, poate doar să tragă mai tare, probabil. Dar da. Cred că sigur nu e nevoie, că am văzut că mașina se învinge foarte bine. Este foarte... Cum reacționează lumea când te vede pe șosea cu Supra? Băi, este că toți copiii te direct cu filme. Principal poze, filme, m-au oprit poliția să-mi spună că au o mașină foarte frumoasă. Mai rar așa, într-adevăr, la noi, da? Așa am luat și noi legătura cu tine, ne-ai văzut? Da. Și mă bucur că ai fost dintre puțini oameni care au spus la din prima, fără să te-ai bătut. Păi nu aveam de ce să spun. Cum ți-a câștigat cu volan pe dreapta? Că am înțeles că înainte ai avut un BMW. În 1300 de km când am făcut din Germania, am obișnuit și n-aveam. Am obișnuit acum, da, la voi, corect. Mai ales că am făcut într-o bucată, fără nicio oprire. Mamă, deci sunetul ăsta, cred că trezești toți vecinii, nu? Trezesc vecinii cu sunetul și după aia țin tregi alarmele, care rămân în spatele meu. Ultimul lucru vreau să te întreb. Spune puțin ce este acest lucru de la Apex. Acest Apex rev per speed îți împarte durațiile la viteză, îți face un fel de grafic. Am înțeles, am înțeles. Măsoară timp 0-100, lap times. Am înțeles. Foarte frumos, nu știu. O stăpânești sănătos, că doar ce ai achiziționat încă o dată, îți spun. Extraordinar de frumoasă mașină. Sper că cei care nu urmăresc o să fie bucuroși că am făcut astfel de mașină și mai ales cu mașina asta care, sincer îți spun, ai văzut, a nevoit internetul la un moment dat. Am văzut. Da, toată lumea, pe orice site auto, dacă te uiți, ai pasionați de nu știu orice, găsești poze cu mașina asta, exact cu asta. Mă bucur că am fost noi primii care am luat legătura cu tine și am făcut un clip. Și îți mulțumesc mult încă o dată că ești activitatea noastră. Mulțumesc la fel. Până data viitoare, vă spunem la revedere. La revedere.